simplu și în același timp complicat să explici ca un șef de bancă de unde ai primit prima lecție de administrare a banilor. Cine te-a învățat să vezi valoarea banilor? Eugen, mulțumesc în primul rând că suntem aici împreună. E simplu de explicat. Prima lecție despre bani am primit-o de la ai mei părinți. Ai mei părinți care au cumpărat televizor și frigider cu bani de la CR. Îți mai aduce aminte, da, probabil, da, da, Casa de Ajutor Reciproc, constituită la nivelul fiecărei unități economice. Și eram foarte bucuros când apăreau lucrurile în casă și mai puțin bucuros când îi auzeam pe ai mei vorbind și trebuie să punem deoparte bani ca să plătim rata și trebuie să punem deoparte bani să plătim rata. Dar cred că asta a fost prima lecție de educație financiară pe care am primit-o fiind mată. Cum înțelegeai povestea asta? Cu pusul deoparte. Ce înseamnă să te privezi? La ce te gândeai atunci când nu la început, sincer, la început nu prea înțelegeam, pentru că mi se părea normal să avem și noi televizor ca toți ceilalți, să avem un frigider frumos ca toți ceilalți, ca toți ceilalți prieteni ai mei de pe stradă. Și tot timpul când ai mei cumpărau ceva și spuneau am luat un prumut de la CR, că asta era sintagma, mă gândeam, nu puneam foarte mult înțelegere pe cuvântul împrumut de la CR. Mă gândeam că e un televizor frumos. Acum nu-ți imagina că ne cumpăram televizor în fiecare an. Da, nu. Dar după aceea am realizat că împrumutul de la CR trebuia dat înapoi. Și am înțeles de asemenea că o sumă de bani pe care o iei astăzi cu împrumut de la cineva, trebuie neapărat să o dai înapoi. Nu există niciun fel de altă soluție. Și ca să poți să o dai înapoi, capitolul de cheltuieli în fiecare lună la noi începea cu plăți la CR, plată la întreținere. Și după aceea vedeam ce bani rămâneau pentru restul lunii.